Toate cele 24 de jaloane și ținte pentru PNRR vor fi închise până joi. Anunțul a fost făcut de premierul României. El precizează că două documente vor face parte din obiectul discuțiilor între Ministerul Cercetării și Digitalizării și Comisia Europeană. Premierul Nicolae Ciucă anunță că până joi România va închide toate cele 24 de jaloane și ținte pentru PNRR. El precizează că sunt 11 deja închise, 5 vor fi finalizate în ședința executivului de miercuri, iar celelalte 8 vor fi închise joi. Important e să fie finalizate și transmise Comisiei, precizează premierul. El a mai spus că două documente vor face obiectul discuțiilor între Ministerul Cercetării și Digitalizării și Comisia Europeană. Înainte de a intra în agenda ședinței de guvern, doresc să fac mențiunea că suntem aproape de încheierea trimestrului 1 din acest an și la nivelul guvernului am avut de îndeplinit 24 de jaloane și ținte pentru PNRR. În acest moment sunt 11 jaloane și ținte închise. În ședința de guvern de astăzi vom închide încă 5, urmând ca celelalte 8 să fie închise până mâine și aici discutăm de ordine de ministru și alte documente interne. Sigur, încă două documente vor face obiectul discuțiilor între Ministerul Cercetării și Digitalizării și Comisie. Important este ca mâine ele să fie finalizate și transmise la Comisie. Le mulțumesc tuturor pentru efort și, sigur, fiind vorba de un trimestru în care am desfășurat toate activitățile și procedurile necesare îndeplinirii întregului set de jaloane și obiective, avem acum identificate toate mecanismele, astfel încât să putem să gestionăm mai facil și, sigur, să avem un dialog mai coerent cu comisiile de specialitate de la Bruxelles pentru tot ceea ce înseamnă alinierea din punct de vedere al respectărilor reglementărilor impuse de la nivelul Comisiei și conținutul ghidurilor pe care noi le elaborăm pentru fiecare proiect în parte. În ședința de guvern de astăzi vom lua decizii pe mai multe domenii. Unul dintre ele este domeniul social. Aici aprobăm o finanțare de 161 de milioane de lei pentru înființarea a 100 de centre de servicii sociale destinate vârstnicilor și, de asemenea, vom aproba documentul strategic privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2022-2027. Este un obiectiv prin care ne propunem să reducem numărul persoanelor expuse riscului sărăciei sau excluziunii sociale cu cel puțin 7% până în anul 2027. În domeniul mediului și investițiilor, aprobăm bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al Fondului de Mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu. Aici este foarte important să subliniem că, practic, vom continua programele deja consacrate și mult așteptate de români, și anume
Rabla, Casa Verde și Rabla pentru electrocasnice și de asemenea vom lansa sesiuni noi de finanțare pentru programe care vor fi adaptate la cerințele impuse de noua realitate social-economică și ne referim în principal la sisteme fotovoltaice, la transportul electric public, la infrastructura verde și, desigur, gestionarea deșeurilor. În ceea ce privește domeniul economic, vom asigura accesul la finanțare întreprinderilor din agricultură. Prin această decizie, practic, dorim să încurajăm afacerile în zona rurală. Prin memorandumul pe care îl vom aproba astăzi, programul Rural Invest va beneficia de un buget de 350 de milioane, iar el este destinat pentru a susține agricultura și industria alimentară românească, astfel încât să poată să devină mai competitive și, de asemenea, să putem să valorificăm potențialul agricol, ținând cont de tot ceea ce înseamnă evaluarea și posibilele evoluții în asigurarea produselor agricole.